Așa. Supravegherea și monitorizarea, video. Da, prin camere video, da. Prin camere video neapărat, prin cel puțin 40-50 de camere. Astea făcute... Cât aveați în sectorul 3? Câte camere? Aveam sistem. 300 și ceva de camere. 300 și ceva toate de camere. Intersecțiile, da, aveam dispecer, eu, poliția, da, locală, eu, consilier care mă ocupam așa, aveam un sistem de centralizat de camere, toate camerele erau supravegheate. Și printre blocuri, aveam vreo 300 și ceva, adică vreo 36 de camere. Da. Și care era criteriul, explicația? Care era criteriul? Nu, dar explicația unei asemenea investiții. Siguranța cetățeanului. Pentru siguranță, primează, nu? Siguranța cetățeanului. Scade sistemul infracțional, da? În primul rând că e frică să spargă mașina că vede camere de la vedere. Doi, trecerea de pietoni care erau și alea mai inclusiv aproape de școli. De școli noi aveam camere de la supraveghere. Aveam de alea de redus viteza, nu aveam voie să parcheze mașini sub nicio formă lângă școli, da? Pază, etc. Poliție locală, supraveghere. Mm-hmm. La altă scară, lucrurile astea ar trebui făcute și în Târteșești. Categoric. Eu zic că un 50 de camere ar fi utile. Un 50 de camere făcute, nu este o investiție mare, totul se face online, îți ia prin satelit, mamă dracului. Nu dai bani doar pe camere, investiții. Și fibră optică pe fiecare stâlp. Și cu asta bază. Și despre ce discutăm? Ai toate cotloanele aparate. Protecția cetățeanului, să-i simte și el în siguranță. Adică, povestea asta cu camera video nu s-a născut în anul 2024. Este scandalos că nu există astăzi așa exact, ceva. Exact. Ceva de... Dacă pui, sunt foarte multe lucruri pe care le poți discuta vis-a-vis de Târteșești și pe care nu le poți explica de ce nu există astăzi în Târteșești. Nu pentru că sunt vreo ultimul rău de tehnologic. O cameră în câteva sute de lei, cred că există câteva sute. Camere, dacă nu mă înșel. E la intersecție cu drum, ce știu eu, la drum Gării-Ciocănești, cred că există câteva. Și unde sunt alea? În primărie? Cine le supraveghează? Habara, nu știu, nu mă întreba. Nu știu. Trebuie să fie cineva care să supravegheze. Nu? Da. Și-mi doresc foarte mult. Așa. Vreau să fac precizarea asta și asta e pentru cetățenii celor trei comune, adică un tot unitar. Vreau să sărbătorim Ziua României. Îmi doresc din tot sufletul meu, Robert, asta făceam noi. Ziua României, Ziua Copilului și de Crăciun dădeam cadouri, pungi. Simbolic. Situația este precară, cred că majorității familiilor. Să-i ajut cu o pungă de sărbători, de Ziua Copilului, să vină să spună o poezie, să încropești o scenă, să cânte o melodie, să-i dai un balon. Unde? Unde să încropești o scenă? Nu știu, o găsesc. Păi nu o găsești. Ba da, o găsesc, o caut și o găsesc și merg cu picioare goale și o găsesc cu comunitate. Dacă pui bază pe căminul cultural, da, de aici... Aia, păi și aia vreau să vă spun. Dar în primul rând că ar trebui modernizat, trebuie reabilitat, modernizat și făcut spectacole, divertisment, ceva care... Dacă nu funcționează mie ca entitate, ție ca primar, să le închiriez, să-mi iau bani. Au venit niște bani la bugetul statului. Mai angajez, cum am spus, fac... Dar ăla e o ruină, ăla e ca școala din Bâldana. Păi trebuie făcut... Ăla trebuie dărâmat, tu ai intrat în el în ultima perioadă? Să nu intri. Vreau să văd. Sau dacă vrei să se îmbolnăvească, să se îmbogățească familia ta, fă-ți asigurare întâi, dar una de aia scumpă, și după aia intră. Sunt prevăzător, mi-am făcut. Okay. Și pilon 2 și pilon 3 și asigurare de așa, e, atunci ferească s-ar putea să se bucure cineva, Doamne ferește, dar ideea este că ăla este o ruină, exact ca școala numărul 3 Gulia, a cărei... Am fost la ea acum când în campanie, dar este din temelii dată jos. Acum s-a terminat. Nu? Acum s-a terminat. Dar ea era o ruină 4 ani de zile, de când a câștigat alegerile. Până acum nu s-a lucrat nimic la ea. Deci 4 ani de zile? Da. Nu s-a făcut nimic cu școală? Nu. Și noi trăim și asta nimic. Fără acoperiș, 4 ani de zile, a plouat în ea, ce vorbești, bă, ai sursă de infecție, ce... Era acolo o nenorocire, am publicat pe Târteșești comuna mea poze, am citit filmulețe. Și faptul că el a fost școala copilării actorului primar, nu? Păi probabil de aia. Probabil nu fi având niște rezultate, niște amintiri plăcute de acolo, și s-a gândit să o nenorocească cu tot. Dar la noi avem și generații viitoare și trebuie să ne gândim în primul rând la viitor. Viitorul acestei țări sunt copiii noștri. Copiii noștri, numai prin școală, prin studiu aprofundat, ajung oameni și cetățeni de vază acestei lumi, acestui popor, care dă toate funcțiile posibile.
Și sus și jos, nu contează. Spune-te, rog, în afară de Marin, ai putea să lucrezi și cu alți primari? Presupunând că nu va ieși Marin așa. Primar, dar tu ai putea fi propus viceprimar. Dacă va fi Cristi primar, eu nu voi fi. Am înțeles. Da. Deci ai putea să lucrezi cu alții, dar nu cu actualul primar. Da, cu actualul niciodată. Apropo de jobul pe care l-ai acum, da. Și postul de viceprimar, cel de consilier nu, dar postul de viceprimar presupune... O sumă mică. Nu, o sumă mică și pentru full da. Job. Adică nu ai mai avea posibilitatea să ai alt job decât asta. Deci, mă repet, voi veni 4 ani de zile și voi alerga toate ulițele astea. Voi vedea fiecare coton. Ești pregătit, deci, pentru un full job. Vreau să-l depășesc pe Robert. Pot să fac chestia asta. Am o ambiție de fier. Sunt un scorpion veritabil. Da? Am înțeles. Vreau să-i demonstrez lui Robert că chiar vorbeam cu el, ne uram fiecare la amândoi, ne uram succes, el candidat de primar, eu de consilier. Iese? Peste 7%, 67%, nici nu mă îndoiesc. Da? A făcut prea multe lucruri în sectoarele alea ca să... Prin fonduri europene, toate blocurile, 1500 de... Dar spune, apropo de fonduri europene, că îmi ridice o minge la fileu acum, cum explici că nu există niciun proiect? Eu nu iau apa și canalul, că apa și canalul când s-a făcut pe proiectul de fond european pe apă și canal, nu s-a făcut numai pe Tărtăcești. Da. S-au făcut pe mai multe zone. La nivel și probabil macro. Da, a fost un cumul de comune care au accesat nu știu ce. Alții care n-au plătit banii în avans către Rifania Drum Construction și nu știu ce, au mers înainte. Canalizarea, da? Și asta suntem în situația stupidă ca romii din Bălteni să aibă apă și canal și noi nu. Dumneavoastră nu vă explicați că omul sfințește locul? Este nevoie de un bun manager, de un bun organizator, de un bun administrator? Da, cum îți explici că nu există niciun proiect european la primăria Tărtășești? Nu există niciun om care să se dar ocupe? Dar sunt convins că nici măcar n-are serviciu sau birou de... Nu există! Și mai sunt convins de ceva, bănesc că nu există jurist. Nu bănesc că secretara ține loc de ce spune a legea se aplică. Și de aia se și rezolvă majoritatea cu nu se poate, așa e legea. Da, am înțeles. Deci, ce vă spune vouă chestia asta, păi, Marine? Faptul că nu există un fond, păi, mai avem câțiva ani, 3 ani, 4 ani de accesa fonduri. Dacă s-a vrut sau nu s-a vrut, nu pot să-mi dau seama, dar ar trebui, în primul rând, vorbesc despre mine și el. Dacă ajungem, în primul rând, o să ne bazăm foarte mult pe asta. Victor are o experiență, știe cum să face. Dar 12 ani de zile nu s-a accesat nimic. Eu nu știu de o asfaltare făcută cu fonduri europene, nu știu de vreun trotuar făcut de fonduri europene, nu știu de un cămin făcut cu fonduri, nu știu de un dispensar, știu de un dispensar. O creșe, o grădiniță, atenție, căminul ăsta putea fi reabilitat cu bani europeni. Bineînțeles. Atenție, este, nu putem să-l numim monument istoric, dar este o comună a României, da, care, hai să spunem cum este, defavorizată, nu? Da, este. Să zice că a spus că este la 11 km. La 11 km să n-ai tu canalizare și apă în anul 2024, păi în ce stăm, epoca paleozoică? Și la, aveau șanță... la 25 de km au. Fiți amabil. Romanii aveau apeducte. Da. Greșesc? Nu greșesc, Imperiul dar Roman... știi din ce le aveau? Da, știu. Din plumb? Da, știu. Din plumb? Turnau plumb, da, știu, știu. Le făceau din plumb? Mi-a plăcut să citesc în viață. Le făceau din plumb și au început să se prindă, știi și cum au început să se prindă... De faptul că nu e ok plumbul? Ei aveau jacuzzi la vremea respectivă, ceea ce noi nu avem acum. Au început să se prindă că nu e ok țevile astea din plumb pe care le făceau. Faptul că la un moment dat au început să se nască foarte mulți copii cu dizabilități. Handicap. Și-au tras concluzia că dacă... Și și-au dat seama că apa venită prin țevile de plumb e toxică. Da? Și atunci am zis, opa, stai așa. S-au înlocuit țevile din vechea Romă. Închidem paranteza istorică și ne întoarcem la povestea asta. Nu există proiecte europene în Comuna Tărtășești. Și nu există nicio speranță să avem oameni
care să poată să citească un proiect european, să poată să înțeleagă un proiect european, să poată să propună un proiect european. Consiliul local actual, zero, minus infinit, nu zero, minus infinit, primarul nu are nicio perspectivă, are 12 ani, zero proiecte europene. Zero. Ce propune legislativă au adus consilierii? Niciuna. Deci toată lumea... Nu, ba da, ba da, au venit cu... A fost tot a primarului, da. Dar a fost aprobată de consilieri. Da. Amnistie fiscală. Aul. Da. Tărtășești, e singurul loc de pe planetă unde s-a dat amnistie fiscală. În România n-am reușit să facem treaba asta, nu? Dar în Tărtășești s-a reușit. Și s-a dat și cadrul legal și temeiul legal corect. Da, domnule, da? Făcut calul, nu știu dacă e corect. Nu caut că nu... acum, așa. Nu mai vine iar DNA-ul să mai caute iar? S-ar putea să avem o problemă de genul ăsta la un moment dat să întrebe cineva... Păi dacă vine ANAF-ul și constată că este un abuz în serviciu, trimite DNA-ul. Și DNA-ul ar putea să facă să se sesizeze și ANI. Agenția Națională de Integritate. Apropo de chestia asta, am discutat cu Marin, da, că va înțelege momentul T0 prin a avea un audit. Asta am dorit primul lucru. Și așa e normal. Da, să știi că pentru că nu poți să iei lucrurile... Și pasivele și activele. Că nu poți să iei lucrurile din spate ale lui Tudorache nemestecat. Vis-a-vis de audit pe parte financiară și aș mai vrea ceva cu pe terenurile astea agricole. Pentru că oricine ar veni, o să preluăm niște terenuri cu niște probleme. O situație cadastrală, da, o situație cadastrală în care... Sunt multe situații și deci totul trebuie... Dă exemple, așa vorbe rotunde, de la ce lucruri te referi, că nu sunt în regulă? Păi nu știu, vreau să văd ce sunt băcuiți, lazurile, spre exemplu. Vreau să văd ce terenuri mai există în administrația primăriei, TAP-urile alea. Am înțeles. Deci... Ce clădiri mai avem? Dispensarul trebuie modernizat, făcut, modernizat, nu știu, poate unul nou, tot îl modernizează de ani de zile. Dă-l încolo de dispensar. Fă unul nou și gata. Păi da. Păi nu serios. Da. Da? Așa trebuie făcut. Tot cu fonduri europene, că se accesează. Și ușor, făcut spital, spital, da? Mini-spital acolo. Și da, asta, cu două camere, tot cu două timpul, așa și costă. În momentul când se face o reabilitare, o modernizare, cheltuielile sunt mult mai mari decât le-ai face de la început. Asta o știu, pentru că eu în unele situații chiar asta fac. Și sunt mult mai costisitoare și mai scumpe să faci o reabilitare decât să faci ceva nou de la început. Așa este. Și crei și spații, altfel de spații, te organizezi altfel, nu știu. Deci eu aș merge pe o idee, unul nou și gata. Știi? Unul nou în Tărtășei sau unul nou în fiecare dintre comune? Dacă dintre se poate, state. Dacă se poate, deci, după cum am spus, transparență, aș vrea să discut cu toți oamenii, să stabilim, o să facem așa niște oameni, din Băldana, din Gulia, din Tărtășești, orice parte financiară pe care vrem să creăm ceva, vreau să discut, nu vreau să o fac de capul meu. Nici de capul meu și cu consilierii. Vreau să, nu știu, să vină și oamenii să... Să ai feedback de la oameni. Nu neapărat. Feedback de la oameni în anul 2024 înseamnă să fii cu ei măcar conectat online, dacă nu și fizic. Și fizic, de ce nu? Pentru că deocamdată nu ai sală în care să aduni oamenii fizic. Că dacă te întreb acum și pe tine unde îi aduni, nu știi să-mi spui. Într-o sală de sport că sunt. E una la școală acolo, mai e una la liceu. Tu ai ce ca să vorbești în sala de sport? Se... În sala de sport, dacă eu strig Marine, tu nu înțelegi în capătul celălalt al sălii ce spun eu. Pentru că este un ecou și este o asemenea insonorizare, că sonorizare nu e așa. Știu. Nu ai cum să te înțelegi om cu persoană. Nu știu, până să rezolvă problema cu căminul, eu sunt conștient că o să fie foarte greu. Și s-ar putea să, oricare ar fi dintre noi, nu neapărat eu, sunt conștient că ăstea 4 ani până la alegerile următoare sunt foarte greu. Sacrificiu. Da. Dar eu am luat-o ca, sacrificiu. Eu, Marin, am luat-o ca pe un sacrificiu. Și eu la fel. Pentru că mi-este foarte bine unde sunt, dar mulțumit de toate și împins de oameni, am ales calea asta. Am înțeles. Sloganul nostru va fi? Transparență și corectitudine.
și responsabilitate. Și aia. Da. Oamenii ne vor găsi non-stop, vom avea un telefon care vor asculte non-stop. După cum am mai spus și... Și vreau să fac un site, pe site-ul instituției, în care să primesc sesizări, plângeri și reclamații. Vreau să le văd eu ca viceprimar. Păi, pagina și... primăriei, trebuie activată. Ce activată? Că nu scrie nimeni nimic. Ei, atunci o să se scrie. Nu scrie, Victorie, dacă nu avem, dacă nu avem postări din partea primăriei din anul 2017. Încoace. Totul e blocat, să înțeleg. Tu, da, deci apropo de această, acest sacrificiu de care vorbiți voi, domnule, există o discuție foarte serioasă aici, pentru că iei lucrurile nu de la zero, că de la zero că toate e simplu să le iei. Bă, le-am luat de la zero. Da. Le iei de la minus da? 1. Și ca să le aduci la zero, desfășoară o activitate pe care nu ți-o va recunoaște decât ăla foarte deștept. Dar nu mă las asta, vreodată, și nici nu vreau să mi se aducă laude, Doamne ferește. Vreau să, nu știu, să fie o normalitate, dacă se poate. Dacă cetățenii vor fi mulțumiți. Să fiu, da? Și dacă se poate, de rezultatele noastre, peste 4 ani de zile nu va trebui să participăm la vot, va fi doar un nume pe listă și vor pune șapila pe noi. Vedem ce se întâmplă, în primul rând, canalizarea, asta nu știu. Da. Uite, vreau să spun ceva. Vis-a-vis de poșta veche, acum ăștia de la strada asta, CNAIR-ul ăsta, trage niște țevi mai groase. Da, ai văzut că... Apropo, ai văzut că sunt de groase țevilele? În primul, pentru că am spus, de când a venit proiectul canalizarea să pui țeavă de fii 300 e mică. Deci eu am spus-o. Tu ai... Țineți ideea ce vrei să spui cu asta. Și explică-mi, te rog, din punct de vedere logic, cum poate CNAIR-ul să pună țeavă pentru ape pluviale de un metru, aia are 90, da, un metru, da, țeava aia. Și o altă calitate. Și, nu știu, asta cu calitatea, ba, da, tu știi, da, mai, da, bine. Da, ba, da, ba, da. Și Cristian Tudorache cu proiectul lui de canal să pună țeavă de 300. Da. Pluvială. Canalizare. Fii 30. Canalizarea pluviala, 30. Pluviala are un metru, da, și aia la altă e 300. Dar nu era bine să le facă invers, că nu pricep. Ba, da. Nu era bine să le facă, ba, invers. Da. Păi, eu nu pricep. Ce vreau să spun, aseară mi-au zis niște oameni din zona de la poșta veche că ăia s-au oprit cu lucrarea acolo, pentru că țeava fiind foarte lată, nu știu ce cămin trebuie să pun acolo și lovește canalizarea. Țeava de canalizare care deja e făcută. Mm-hmm. Instalată deștept. Păi ăia când au tras atunci, eu am discutat cu ei la vremea aia. Luau 35 de lei de metru liniar, săpat și băgat țeavă. Normal că ei munceau haotic. Am înțeles. Știi? Și nu venea nimeni. La ăștia cel puțin văd, Teodolit, Miră, cum pune, dă pante. Știi că ai niște coordonate de pantă în proiect. Atunci nu vedeam. Ăia mergeau așa... Da, deci îmi exprim încă o dată nedumerirea. Cum poate țeava de apă pluvială să fie... De 100, cred de 2000, de 1000 și ailaltă de 300. Cred că vreo 70. Ok, de 700, când, da, vorbim în milimetri, da, și aia de canal de 300. Da. Adică 30 de centimetri. Da, eu, pentru mine asta este, da, eu am spus unul dintre semne că acea canalizare nu va funcționa niciodată. Eu am spus-o de prima dată. Bun, ce vrei să spui cu asta? Că te-am oprit, vrei să spui ceva. Că ai văzut cum... cum ăștia de la CNAIR au, păi, traversat. Despre asta. Așa. Despre asta vreau să spun. Că mi-au zis aseară niște oameni din zona de acolo la poștă. Ah, deci ei, că ea, okay, s-a oprit că nu au întâlnit țeava. Aha. Pentru că și e prea aproape de stradă. E țeava prea aproape pusă de stradă. Da, și n-au loc canalizare. Și n-au loc să pună, da, da, căminul, da, 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 pentru, da, ape pluviale. Da. Super. Pentru că, da, ea, în primul rând, au luat, după cum ți-am spus și mai devreme, au luat un preț foarte mic. Să lucrez pe 35 de lei pe metru liniar, e un preț de nimic. Și, da, de-aia să pau haotic, păi, fără să, diriginte de șantier. Trebuia să rămână bani ca să-i scoată Rifania ca parandărăt. Cum vrei să plătească mult? Nu, păi ei, nu știu câtă mână era ei de lucrat cu Rifania. Nu, era chiar Rifania. Am pus eu, nu, pozele. Nu. Băieții ăia erau unii după la Câmpul Lung, Pitești, nu știu de unde. Angajați de Rifania, de angajați fapt, contract, de Rifania. Da. Contractați. Subcontractat de, da, Rifania. Da, da. Și, și le plăteați, am spus, 35 de lei pe metru. Am înțeles. Să merge din mână în mână. Te rog, alte lucruri pe care le-ați discutat și pe care le vedeți ca prioritare pentru, să zicem, primii pași în noul Consiliu Local.
Păi asta... Deci am să, în primul rând și în primul rând, consilierii, toți consilierii, din punctul meu de vedere, vor trebui să dea audiență pe, pe lună și să facă muncă de teritoriu, din punctul meu de vedere. Făcută scrisă. Eu am zis, da, am zis de asta. Eu asta am zis. Împărțită localitatea în 15 exact. Zone. 15 zone, 15 sectoare, hai să le numim sectoare. 15 consilieri. 15 consilieri care lunar vor veni cu un raport de activitate, da, cu sesizările, cu plângerile tuturor cetățenilor care au și propuneri ca noi să le categorii, punem în practică. Da. Da? Care noi să le facem chestia asta. Da. Asta e primul lucru pentru consilier. Doi, o să mai dau și din casă ce mai vreau eu. Care? Păi dă din casă ca să înțeleagă lumea diferența dintre un om venit din sectorul 3 și care știe meserie și panglicarii ăștia de aici care n-au făcut în viața lor o propunere, una, da? Despre asta discutăm. Eu am fost la primărie și mi-am plătit taxele pe locuință. Așa. Și primăria n-a avut POS. Nu mi se pare ok. Subiect tocat de noi aici în continuu. L-ați tocat? Eu l-am, nu știu, eu am și protestat, m-am dus și le-am plătit în monezi de 50 de bani. Dar nu este ok, este o instituție de stat și ca atare ai cont cu trezoreria și trebuie să mi ții un POS ca Victor, să nu știi ce știi, e de 10 ani de zile discut subiectul ăsta cu primarul. În glumă, în zâmbet, în serios, în nervos sau iritat, în toate stările posibile. Am obținut în acești 10 ani un singur răspuns. Și ăla semi-retard. Cine ne plătește comisioanele la bancă? Poftim? Da. Păi la trezorerie ce e comisiune? E vorba de trezorie, nu e vorba de bancă. Când la POS, nu că la POS când dă cu, cu cartul. Da. Cine plătește comisioane? Păi, l-am întrebat... taxele și impozitele care le mărește anual. Da. Nu, l-am întrebat pe tata dacă vrea să le plătească el și a zis că nu. De pe lumea elaltă nu vrea să le plătească el. Deci trebuie să fie suportat costul, procentul de POS, cât este el, 1%, 1,5%. Doi, nu așa, din suma colectată. Că o colectezi mai repede și o colectezi mai bine. Și o colectezi, banii stau mai mult în bancă, deci fac mai mulți pui. Da? Exact, da. Și așa mai departe. Există niște efecte benefice pe care nimeni nu le ia. Și oricum discuția asta este în van, pentru că orice tutungerie nenorocită din România este obligată să aibă POS. Primăria din Tărtășești nu are POS. Da? Deci, nici nu are... Da, nici o primărie, să argumentăm. Nici o primărie, cred că nu are. Eu n-am mai întâlnit. Nici eu. Da, n-am mai întâlnit așa ceva. Altceva. Alte lucruri pe care le-ați mai discutat voi. Păi asta... Nu. Asta cu implicarea. Cu... Deci totul trebuie să intre într-o normalitate. Discutam la un moment dat de... secretomanie și de lipsa, bine, lipsa de transparență, care la Tudorache se transformă într-o secretomanie. Nu știi nimic, nu-ți spune nimic, numai ce vrea el să știi, atât cât consideră el să știi. Inclusiv consilieri. În speranța că se va produce o schimbare, consilierii pe care eu i-am văzut acum nu sunt oameni care să mai accepte secretomania. Sunteți pregătiți, tu ca primar, tu ca viceprimar, da, noi sunteți pregătiți să livrați informația? Păi haideți să vă spun ce am să fac pe site-ul instituției cu aprobarea primarului, firește. Da? În primul rând, transparență maximă. Doi, declarațiile de avere, interese, că conform legii trebuie să le pui consilierii și raportul de activitate. De fiecare consilier vreau să văd raportul de activitate, să vadă cetățeanul ce a făcut, da? Că va veni la vot. Da? Am văzut acolo pe proiecte. Proiectele noastre puse acolo, pe site-ul instituției, că noi mâine venim peste o lună și el a câștigat primar și m-a numit pe mine, consiliul mă numește viceprimar, nu primarul numește, da? Nu, primarul poate să propună. Mai puțin, între consilieri se înțeleg, partidele se înțeleg, care are mai mulți așa, okay. Cred că așa ar trebui, da? Proiectele,
puse proiectele acolo. 3. Ședințele de consiliu publice pe pagină, vreau să le vadă. Online. Trebuie transmis online. Eu, cetățean, pot să stau acasă, tu, Cornețeanu, prietenul nostru, vrei să vezi acum ce se discută în ședință. Uite-te, nene, pe net, că poți să mă vezi. Da? Că nu ești de acord, vii la primar și spui, băi, uite, asta nu-mi convine, da? Mai aduceți la niște ajustări? Mai faceți o modificare aici? Asta mi se pare ok. Și toate ședințele mele, conform legii administrației publice locale, 393 pe 2004 și 215 legea administrației publice locale pe 2001, sunt publice. Poate să intre orice cetățean. Nu îmi pui jandarmi la intrare, nu pui că nu ai voie și așa mai departe. Sau că nu te-ai înscris în audiență să vorbesc. Păi vreau ca cetățean, vreau să intru în ședința aia. Știu că acolo se discută ceva, este ușa deschisă, discutăm cu ușa deschisă. Vorbim de transparență? Păi să fie transparență. Nu prefăcătorie. Da. Hai să închidem ușa, că vorbim, mai că cine votează, toată lumea repede, hai să încerci și cu asta, basta, bagă la ghișeasă. Eu vreau să cer alea să fie publice. Ați văzut că pe pagina Tărtășești Comuna mea am povestit despre inițiativa, mă rog, despre planul secret al primarului cu fabrica de BCA. A ținut secretul 2 ani de zile. 2 ani de zile n-a știut nimeni. A știut el și Magda. Atâta. Că tot mi-o laudai, tu mi-o laudai pe Magda, nu? De, eu, cum să spun? Tu mi-o laudai pe Magda sau... Bă, sau nu, n-am laudat-o. Eu asta pe Magda o cunosc de mică. Foarte bine. Și știai că e un foarte bun om care ține secrete? Nu știam asta. Deci nu pot cum să... îți explici că ea a știut 2 ani de zile un secret pe care tu nu l-ai știut? Și da, care te privea? Da, nu l-a știut, într-adevăr, dar nu l-a știut multă lume. Am înțeles, dar acum, pentru că tu faci aprecierea vis-a-vis de ea, pe tine te întreb, eu cum te simți tu? Nu, eu am mai spus și față de ceilalți angajați din primărie. Oamenii ăia acolo, nu se simt constrânși. Și nu poate să zică nimic dacă primarul le-a impus să nu spună, nu spun nici ei săraci. Că cum ai zis? Crede-mă, cred că așa este. Înseamnă că noi desconsiderăm cu totul ideea că tu ai putea să-i ceri ceva lui Victor. N-am să cer niciodată așa. Nu, am înțeles, dar e vorba de interpretare. Și Victor s-ar putea să-ți spună, ar putea să-ți spună, nu, eu nu fac așa ceva. Eu cred că aici nu fac nimic. Nu, dar el vede posibil ca tu să nu, faci, da, dar nu vede posibil ca Magda să facă. Da, așa și este. Acolo a existat o complicitate. Știi? A existat o complicitate masivă, da, în care s-a făcut cu anumite scopuri și anumite temeiuri de o înțelegere amiabilă, probabil. Magda nu spui, nu faci, nu știu. Nu știu nici pe Magda, nici prima. Dar am pus video în care omul George, nu știu cum îl cheamă, o întreba foarte clar. De ce ați știut de acest proiect și nu ați informat lumea? Și primarul, care fugea de responsabilitate, îi dau cuvântul doamnei Magda să vă răspundă. Iar Magda, uitați-vă că e filmulețul pe... Iar Magda... începe să vorbească despre acte, despre cu totul și cu totul altceva. Adică nu răspunde la întrebări. Ocolea. Ocolea flagrant, nu așa, da? Îmi pare rău că ți contrazic atât de flagrant nu părerile tale, dar nu ne putem uita acum la cer și să spunem că e iarnă. Că... Nu contrazic nimic mie. E părerea mea că el intimidează pe toată lumea, pe toți angajații din primărie. Bun, și dacă intimidează... Și făcând-o în timp, la un dat omul ăla intră într-o stare. Nu vreau să nu mai dă Magda aici. Să știi vorbesc că legea nu te absolvă. Dom'le, am fost într-o stare. Există așa ceva? Nu există. Nu există. Nici euforică nu e salvatoare. Crezi că în alte instituții nu sunt exclus de primăria Tărtășești. Okay. Oameni intimidați? Ba da, dar cred că ăia plătesc. Știi? Să fii ca oamenii intimidați plătesc ca și ăia neintimidați dacă fac prostii. Aia e altă treabă. În orice situație. Aia e altă treabă. Acum uite cum s-a dus la nebunul ăla. Păi putea să se opună cine a fost fetele de la asistență socială să nu se ducă la ăla acasă? Nebun, Doamne, iartă-mă, ăla nu nebun. Ăla mai răzvrătit așa. La Lucian Ștefan? Da. Ăia s-au dus. Dacă primarul îi putea să se opună să nu se ducă? Da. Nu știu. Puteau. Și știi de ce?
Pentru că un om, eu îl văd pe Victor, tu îl trimiți pe sau pe mine. Tu mă te hai să nu mai bag pe Victor în față, deci sunt convins că și Victor face la fel. Și tu mă trimiți pe mine. Și eu ți-am spune, măi, Marine, cu toată stima și aprecierea, nu este normal să primești un mail duminică. Ai dreptate. Și tu luni să trimiți patru oameni din prim. Patru? Dreptate. De ce patru? De ce? Știi. Nu unul. Da? Să ce? Să facem dosare ca să-i luăm copiii când noi știm că este făcut doar pentru că tu, ca primar, tu în ghilimele, ca primar, nu te-ai ocupat de școala de la Gulia, că toți știm că de acolo vine problema? Nu se poate așa ceva. Ai și eu te-aș refuza? Și eu aș refuza, dar sunt oameni și oameni, înțelegi? Dacă nu ești în stare unii să refuzi... Unii țin de serviciul lor, de jobul lor, eu aș refuza. Este o frică, o teamă, probabil, de pierderea locului. Marine, eu, de exemplu, ți-aș propune ca una din primele chestiuni pe care să le faceți ca echipă, în speranța că tu ai ajunge primar și Victor viceprimar, să faceți o analiză disciplinară a celor care au participat la porcăria cu fabrica de BCA. Inclusiv a ingenuei persoane Magda. Inclusiv a ei. De ce? De ce ai ținut secret? De ce n-ai spus? Și așa mai departe. Cu curtea de conturi, cu toată nebunia și cu toată... Aici mai am o problemă vis-a-vis. Deci noi n-am știut cetățenii. Da. A știut câțiva. Cine? N-a știut nimeni. Păi, primul care a știut a fost George. Stai puțin, fi... George, tu știi când a aflat George? După când un an și jumătate. Păi nu e adevărat. Dar când? George a aflat în momentul când ăla a venit să-i dea acord de vecinătate. Păi și a oferit 25.000 de euro, că am văzut filmulețele pe urmă. Da, știi? Da. Deci George a aflat între primii. Nu, din tu știi după cât timp a venit. Și după... Dar știi cât timp trecuse de când păi a avut să se discuțiile? Trecuse un an, dezmembrare un an de teren. Și ceva. Păi asta a fost... Dezmembrarea de teren a fost un an și ceva. Nu, n-ai înțeles ordinea. Ordinea a fost așa. Manea se duce și vorbește cu Tudorache, suntem în anul 2021. Aia da, știu, certificate fiscale, da? Pe suprafața aia. Își ia certificate, Tudorache, da. O cheamă pe Magda și din ăla începe să ticăie ceasul. Da. După un an și ceva, ajunge cum o rezolv cu vecinii. Da. Că între timp le rezolvase pe celelalte. Proiect, arhitect, nu știu ce, nu știu ce. Atunci începe discuția. Inițial a încercat să-l mituiască pe George. Știu. Cu zeci de mii de euro. 25 de mii, și că nu i-a convenit, că vrea să vorbească cu Manea. E, aici la mine e o problemă. Păi dacă nu mi-a convenit când a venit intermediarul ăla, eu nu mai ceream lui ăla să mă duc la Manea acasă. Uită-te la filmulețe. Dar la domnul Bănescu de acolo. Deci da. E o problemă cu George. Pe noi nu ne interesează. Să spună de prima la oameni. Pe noi ne interesează problema George aici, că nu ne avantajează cu nimic să discutăm de problema George. Pe noi ne avantajează să discutăm de problema primăriei și a primarului. Noi nu o să putem, cum să spun eu, să-l convingem pe George că putea... primarul, cum să nu? Cum? Păi despre asta discutăm. Păi despre asta discut. Nu mă interesează că George putea să-i ceară 40.000 sau putea să-i aducă direct DNA-ul pe cap. Este nerelevant. Nerelevant. Relevant e faptul că după un an și ceva s-au găsit în situația în care nu s-au înțeles. Și aici vine el, știi cum au făcut? Nu știu. Au luat... terenul ăsta, ca să aibă, trebuia să obțină acordul vecinilor. Deci și George era unul din vecini. Da, da. Și a zis, stai băi, s-au dus din nou la Tudorache și cu Magda și cu nu știu ce. Și a zis, stai că fac eu altfel. Îmi decupez în terenul meu o suprafață de 6.000 de metri, ca să fac din nou hârtiile și cer acordul vecinilor. Păi vecinul meu sunt eu. Da, așa e. Da. Ingeniozitatea asta. Nu, asta este golănie. Asta e golănie, nu e ingeniozitate. Da. Că asta i-a făcut pe unii și de la Târgoviște să zică, dă-o dracu de treabă, halul ăsta. Deci așa a murit proiectul. Pentru că au întins lanțul, elasticul prea mult. Da? Asta a fost moartea proiectului. În toți acești 2 ani de zile, oamenii au știut un an și jumătate fără ca nimeni să știe nimic. Nici tu. Păi eu nici Coca. Nici Ștefan Chirilă. Știi cine m-a anunțat pe mine? Micul Daniel. Micul Daniel n-a știut. Deci un an și jumătate nici el n-a știut. Păi nu știu, într-adevăr. El m-a anunțat de ca de ședință, că vă strângeți voi acolo. Eu aș... Da!
Pe 10 octombrie 2023, când ăștia început să are discuțiile din toamna lui 2021. Mi-a trimis filmulețele cu două zile înainte, vino că avem ședință și nu știu ce. Micul Daniel m-a anunțat. Da, te-am văzut pe un film, acum te-am văzut și eu un film, că erai acolo așa, împreună cu oamenii la ședința respectivă. În fine. La mine știi ce m-a deranjat atunci și am și spus-o dacă ai înregistrarea aia. Când toată lumea cerea părerea consilierilor și le-am zis și la consilieri. Știi, dacă urmărești, știi că am luat... Păcat că n-ai fost acolo, Victorie, că e o experiență de viață. Adică consilierii... tu vii cu o experiență de aur de la primăria sectorului 3. Bă, experiență ca asta... Am avut un mentor bun, păi, Dar experiență ca asta nu... N-ai văzut-o pe asta. E unică. Și consilierii s-abțineau să vorbească. Da. Și le-am și spus, păi cum, de ce? Adică ce te miră? Le-am zis, sunteți cu oamenii ăștia sau nu sunteți? Și îi spunea, păi nu, să vedem ce o să vină legea, știi ce o să spună. Păi băi, spun acum, da, ești contra sau nu? Și le-am și zis acolo, de ce diseară sau mâine la restaurant, la magazin, când ne spui, vorbim altceva? Și acum că ești în funcție de consilier, nu poți să vorbești? Da. Spune, bă, nu sunt de acord. Asta am spus-o, dacă te ții filmulețul. Da, și singurul care s-a pus contra din cei 12 consilieri a fost micul Daniel. Bun. Cred că s-au obținut și băieții ăștia de la... Nu, în afară de PNL. PNL-ul au fost contra, nu că s-au obținut. Nu, contra, să zic. Cornel și Arma și spus, da. Așa că e împotrivă Bădiță și cu Orlando. Da. Au spus clar că e... Da, eu pe ei iau ca și dați opoziție. Oamenii ăștia, da. Și merită lăudați cumva în atmosfera aia, că vorbești de presiunea săracei Magda pe ea. Păi ce presiune aveți pe Bădiță și pe Orlando și pe Cornel Șerban 4 ani de zile și chiar și înainte ei să fie singurii? Așa în, nu? Dacă vrei să discutăm de aspectele uite, psihice ale... Vis-a-vis de ședințele de Consiliu Local și consilieri. Discutam cu Daniel acum, băi, se mai practică treaba aia să vă întâlniți voi înainte de la PSD-ul, să discutați proiectele care se dezbate mâine, o zi înainte, premergătoare ședinței. Știi, da, se mai practică. Asta se practica și în mandatul din 2012, când am fost eu. Așa. Adică ne chema cu o zi înainte, discutam noi proiectele, știi? Și pe urmă, ca să nu știe și ea de la PNL-ul. Sincer îți spun, am fost de două ori și pe urmă n-am mai fost de acord cu treaba asta. Băi, suntem... De ce să mă ferești de ceilalți consilieri? Deci treaba asta se mai practică și acum. Discutam cu Daniel, știi? Nu o să se mai practice asta niciodată. Orice proiect discutăm, nu contează consiliere de unde sunt, opoziție sau nu. Suntem consilieri acestei localități. Toți. Nu există opoziție în Consiliul Local. Și slujba cetățeanului. Da. Că dacă vine unul cu o idee și e bună, Doamne ferește, de ce să mă opun eu la așa ceva? O ducem la bun sfârșit. Și primarul, dacă pune pe ordinea de zi un punct și dacă consilierii nu votează, acel proiect n-a trecut și se retrage. Știi? Bun. Și este conform legii. Ne aflăm spre sfârșitul discuției și cumva ne aflăm și spre sfârșitul campaniei. Și aș vrea să aud la fiecare dintre voi care este mirosul vostru, simțul ăla, observați gândul ăla ascuns sau, mă rog, în spate de tot, vis-a-vis de ce a trăit în această campanie, cu ce ai rămas, Victorie, din discuțiile cu oamenii și din feedback-ul tău pentru tine, pe care ni-l împărtășești și nouă. Eu am trăit în București, m-am născut în București și campania, am făcut multe campanii în București. Dar ca aici, amenințări și asta, n-am pățit așa ceva. Probabil că și București unde e mare și n-are cine să amenințe, da? Sau să spună, lasă că-ți fac eu sau nu știu ce. E puțin deplasat. Cu toate că e o comună de 6.000 de locuitori, nu este ok. Zic eu, ca un cetățean de rând. Ca să dau oamenii, acum, astăzi, sunt dorii de schimbare. Ascultați-mă ce vă spun. Este ora 8.30. Cetățenii celor trei comune, Gulia, Trei sate. Nu și comune, o comună, da. Așa. Gulia, Tătășești, doresc schimbare. Chiar dacă nu spun,
am vorbit cu ei. Da? Tu ai simțit? Da, am simțit. Și asta e o întrebare foarte... Ai simțit sinceritatea lor? Da, da, am văzut-o și prin ochi și prin cuvinte. În primul rând că mi-a făcut foișurul ăla în curte, da? Și ne-am luat autorizație. Se scura la pe mine și vine și îmi dă amende că fost legicii de 1991 și 2017 republicat. Prietenul meu, doresc schimbare, că ești om și vrei ca viața să ți se schimbe. Vrei să devii la standarde europene, vrei să fii un cetățean modern, o comună modernă, să socializezi cu alte sate, să, pe unde mergi, să-ți facă plăcere ochiului tău să spui și la mine este. Eu ce văd de la sectorul 3? Spațiu verde... Bine, nu comparăm Bucureștiul cu... În linii mari. Da. Eu mă repet, sunt venit. Trebuie să comparăm alte comune, da, mult dar... mai... Deci tu simți că oamenii au fost sinceri cu tine. Da, au fost sinceri și doresc o schimbare. Da. Și cred că asta va reflecta acum pe 9 iunie la vot. Și veți vedea că feeling-ul meu nu mă înșeală. Marine, tu ce ai simțit? Tu mai ești și fiul al satului, din zona locotenenți, nu? Ca să, nu, Victorie, am zis că sunt locotenenți. Nu, trebuie eu cu asta. Lasă-mă tu, că nu tu ai zis. Sunt alții care vin și spun, domnule, ăsta nu e de aici, de al nostru, domnule. Păi la cât am stat și eu pe acasă, că vin la două săptămâni, la o lună, și eu tot benefic. Tu ești cam benefic, nu? Păi, pe bune, de 30 de ani de zile nu prea am stat pe acasă. Ce ai simțit în discuțiile astea, în această campanie electorală? Tu poți să o compari, și foarte important, o să am discuția asta și mâine cu oamenii invitați, cetățeni din comună, în care vom pune problema la modul general și comparativ cu alte campanii electorale. N-am putut să-l întreb pe Victor, că el are numai 2 ani aici, dar pe tine te pot întreba. Eu nu știu cum a fost campania de acum 4 ani. Sincer, n-am fost atent la detalii, a derulat, eu eram cu treaba mea. Și acum 8 ani, și acum 12 ani și așa mai departe. Poți să faci totuși o comparație cu trecutul, să zicem. A, da, pot să fac. Și ce, în primul rând, trecând peste toate așa comentariile pe pagina asta cu Tărtășești, ceea ce ai făcut, pe foarte multă lume a încântat. Și foarte mulți oameni, degeaba comentează ei pe paginile alea, că uite, ziaristul, cum te numește și așa și așa. Nu, chiar ai revoluționat. Într-un fel asta. Okay. Asta, din punct de vedere al comunicării și din punct de vedere asta este o schimbare majoră, da. Este o revoluție ceea ce ai văd o nemulțumire în rândul oamenilor discutată cu ei. Bine că nu, și tot așa, exact, cu schimbare. N-am încercat să conving pe nimeni. Băi, ascultă-mă, mă votez pe mine că eu îți dau. Nu, deci eu tot timpul le-am spus. Votați pe cine doriți dumneavoastră, dar faceți o schimbare. Le-am explicat oamenilor în momentul în care, nu știu, se drag de Cristi, că, mă rog, ai fost cu el până acum. Că te-a trecut pe lista încearcă să schimbi și... De lemne. Încearcă să nu mai votezi același Consiliu Local. Votează un alt Consiliu Local. Asta am spus-o. Și la cei care... Că am găsit, îți dai seama, și simpatizanții PSD-ului, că sunt... Deci e și firesc să fie. Dar eu nu i-aș mai încurca. Eu nu i-aș mai încurca acum pe simpatizanții PSD-ului cu simpatizanții lui Tudorache. Eu nu cred că se mai suprapun perfect aceste pături. Pentru că am văzut simpatizanții ai PSD-ului în Ciocănești. L-am văzut pe băiatul Unilă. Da. A publicat asta cineva. Și de curiozitate să aibă să ascult și eu pe omul ăsta ce zice acolo. Băi, iartă-mă, e alt film. E cu totul și cu totul alt film. Într-adevăr. Da? Ăla vorbește de niște proiecte care se lucrează. Zice, domne, la asta acum se lucrează, se uite, se face, se nu știu ce. Deci ai zice că... Da? Păi, dar la noi nu se lucrează la nimic. Există în momentul ăsta vreun proiect la care se lucrează cu adevărat? Lasă-mă cu pluvia la lună, Adrian Năstase. Aia n-are nicio treabă, da. Nu există nimic. La noi este înțepenit totul. Alte observații din discuțiile cu oamenii. Da, asta, observ. Crezi că au fost sinceri cu tine, oamenii? Cu mine, da. Cu tine au fost sinceri? Mi-au spus-o și în față, băi, nu sunt cu Cristi și votez cu el. Foarte bine. Au fost și oameni care, bă, îmi place de tine, ești prieten, bă, îl votez pe ăla, dar votez Consiliul tău. Am înțeles. Știi? Mai cunoscuți așa, mai jucăm noi table, ce mai facem, știi? Da. Am înțeles. Și prietenii mei, 2-3 care am prin comun, au zis, bă,
nu te încurc. N-ar fi bine să ne vedem perioada asta, cum vede Cristi și am probleme. Da, a fost. Și ai zis ok. Da, da. Eu zis în față. Am întâlnit și Ghirești. Poți să... nu, te adică unde el vedea că... Hai, lasă să treacă alegerile. Da, Victoria, asta e o chestie, hai că mă, că te vede, te vede Cristi și ai probleme. Stai mă puțin. Da, dacă eu te văd pe tine cu Cristi, asta înseamnă că trebuie să mă supăr pe tine, că... Nu, Cristi se bată chestie... Noaptea minții. Am întâlnit și oameni care, vreau să spun, din decembrie ne întâlneam aproape, nu știu, la 2-3 zile ne întâlneam. Băi, Marine, candidează, băi, Marine, nu-mi doream, sincer, știi? Ianuarie, la fel, februarie. Și acum, când m-am hotărât în, la începutul lunii martie, știi, să candidez, m-am dus primul la el. Băi, numai că mi-am făcut și eu aici ceva și numai, nu vreau să supăr pe ăsta, că n-am autorizație. Exact ce am întâlnit și genul ăsta de oameni. Și asta, asta e o chestie. Ca să tai subiectul ăsta, ar trebui, probabil, să dai un fel de amnistie. Bă, ce s-a construit, să fii sănătos, de acum încolo, nu mai faceți. Este conform legii 50/91. Este aplicabilă construcția edificată, needificată, cu acte în regulă, în timp de 5 ani de zile, se prescrie și dacă vine acum, este obligat să te autorizeze fără amendă, atenție. Da. Te duci la primărie și am făcut nu știu ce casă în curte, 5 ani de zile nu ai sesizat, nu mi-ai trimis, da? E cu folegi, vă cu temei legale. Asta, de-aia discutam cu Victor. Sper că a auzit toată comuna. Nu-ți dai seama ce subiect asta, important. Asta vreau să discutăm cu el că o facem în primărie, chiar dacă o să fii și consilier. Da. Asta vrem să o facem ca să nu mai fie unul vulnerabil toți la intimidare. Toți cetățenii care au construit și, la șantaj. Da. Și le-a depășit 5 ani de zile vor veni foarte la mine bine, da. Și la domnul primar. Și le liberăm ce nu, chiar și consilier dacă suntem, știi? Da, le la toată lumea. Este legea care i-a oprit și sunt în temeiul ei. N-am frică că nu încarc. Da. Cum se numește legea asta? 50/1991. Regimul construcțiilor. Deci cetățenii din Tărtășești care se simt șantajabili de către primari, s-ar putea să descopere că nu sunt atât de șantajabili. Nu, în nou consiliu veniți să vi se facă acte la... Depune formalități la Direcția Urbanism. Și noi le semnăm în prima secundă. Eu, domnul primar, îmi dă delegare de competențe și le semnez eu. Nu, chiar dacă sunt consilier, Victor. Da, deci, ca să nu, pentru viitor să nu mai fie... Da. Ca să nu mai fie vulnerabil la... Dacă am construit un șoproș și mi-e frică că n-am autor, că vine Marin sau Victor... Sau Doamne Dumnezeu, dar n-aș face așa. Bine, unul dintre cei care trebuie să vină cu aceste cereri de autorizare, probabil că e exact primar. Da. Nu. Dar și consiliul local. Consiliul local poate să inițieze. Consiliere, eu pot să propun pe ordinea de zi să aduc temerile, să fac nota de fundamentare, da? Da. Îi dau legea mâna. Marine, simți că oamenii s-au mai trezit față de trecut? Da. Nu? Vrei să spun ceva? Te rog. Și o spun, nu știu, mi-a plăcut în viața asta să analizez caractere așa și am fost curios la om în general. Dacă această votare era în urmă cu o lună de zile, când a început campania, știi, când ne-am depus noi dosarele alea, Cristian Tudorache nu era din secunda 2. Atunci lumea era mult mai revoltată. Nu știu pe unii ce i-a schimbat. Au început sincer să se obișnuiască cu... Omul se obișnuiește cu rău foarte repede. Nu știu ce... Băi, într-o lună de zile ce i-a schimbat, știi? Da. Deci am găsit oameni care, bine, nu v-ați găsit voi, sau s-a găsit ăla, vorbim despre alt contracandidat, știi, s-a găsit ăla, mă, să, așa, băi, nebunule, ăla vrea binele, sau și eu dacă vin, cu ce crezi că aș fi eu mai rău decât Tudorache? Da. Doamne Sfinte! Sau s-a gândit nebunul ăla din București să vină aici să ne strice două ploile. Cum? A, nu. Marine, cum vor arăta alegerile din 2028? Din 2028? Mhm. Nu știu, în cazul în care... Dă-mi așa o descriere. În cazul în care va rămâne totul Durache? Nu, în orice caz, cum îți imaginezi tu că vor arăta alegerile de din fapt, 2028? Cum îmi doresc să fie, cum să spun eu, fără să mai fie înjurături, intimidări, nu știu, tot felul de conturi false, hateri care să vorbească și toate. Băi, orice om din comuna asta are dreptul să candideze. Nu trebuie să te iei de el că de ce candidezi contra lui ăla sau contra lui ăla sau contra lui ăla. Dumnezeule mare! O să-i fac o confidență? Ce vrei tu? La poartă când am vorbit, când am venit noi, eu vreau să cresc în cariera politică. Și i-am zis, mandatul ăsta vei fi tu primar, să dea Dumnezeu, și eu voi fi viceprimar. A, da!
Da? Da. Și el zice, dar eu atât candidez și după aia nu mai vreau. Și zic, după așa aia mă lași pe mine să candidez, că eu vreau să cresc. Fac un mandat, două, trei, vreau să cresc foarte mult aici. Vreau să fac comuna asta de vis. Vreau să o aduc de vis. Și veți vedea, artera principală de N7-le cum va arăta, va arăta ca Piața Unirii. Bulevardul Piața Unirii. Cu trotuare, cu spațiu verde, cu băncuțe din loc în loc, cu coșuri de gunoi, frumos, elegant, să-mi facă plăcere mie, eu, ca cetățean, aici, să merg pe stradă să, și cetățean să spună... Nu știu, e foarte mult praf în curte, de la trotuarul ăsta, de la mașini, de la Dumnezeule. Mă întreb acum, dacă duminică o să fie ploaie pe Tărtășești, cum se va deplasa lumea? Că poate nu toată se deplasează cu mașini la votare, prin noroaiele alea. Partea gravă e că ăia vulnerabil se deplasează cu mașinile la votare. Mașinile PSD-ului. Păi da, asta e o problemă, știi? Aia e drama. Mulțumesc da. Pentru... Da, stai că pe tine nu te-am întrebat. Cum o să arate alegerile din 2028? Mult schimbate. Cred că va dispărea sentimentul fricii. Dacă noi suntem acum, da, și dacă noi vom face tot... ne vom aduce tot aportul pentru cetățean ca să-i fie bine, nu va mai exista amenințări. Vă asigur, omul va fi încântat să vină să voteze pe cine dorește el. Eu nu m-am născut primar și nici nu voi deveni primar. Va vota cea mai deșteaptă exact, idee. Exact, soluția cea mai bună să voteze, așa, da. Și cel mai bun să câștige. Ne strânge mâna, sănătate, bem un par cu apă plată și cu asta basta. Vă urez din tot sufletul, pentru că suntem la sfârșit de la sfârșitul acestui efort de a discuta cu fiecare candidat, cu fiecare echipă, cu fiecare... Vă urez din tot sufletul să aduceți în această comună normalitate. Consilieri, viceprimari, primari, voi sau alții, în Tudorache mi-am pierdut încrederea și speranța, mi-aș dori și eu și oamenii de lângă mine și mulți alții pe care îi cunosc să vedem altceva decât există astăzi în această comună. Vă urez succes în alegeri și vă urez să fiți încăpățânați în ideile voastre după alegeri. Mulțumim anticipat. Și cetățenii să ne voteze pentru că da. Nu vor pierde, pentru că vor vedea în doi oameni ceea ce n-au văzut, dar ce își doresc la timpul viitor.